dimineața pe doi. Așa e. E bine din când în când să ne amintim de melodii pe care am crescut. Noi dansam, pentru că, mă rog, avem o vârstă. Alexandra, n-ai mic, nici Nadina, știi? Dar noroc cu ascultătoarea noastră. Știi întrebarea aia, ce își doresc femeile? Da, o știu. Muzică bună. Da. Printre altele. Uh-huh. Vorbesc serios. Uite, zic din experiența de DJ, atunci când ești DJ într-un club, așa, trebuie să pui muzică care să placă fetelor. Fetelor, da, exact. Asta e... Fiindcă dacă ele dansează, dansează tot clubul, iar băieții, corect, normal, intră și în acțiune, dar ci că s-a răspuns la o întrebare... Intră în acțiune. Da, intră în acțiune, adică încep să consume, să plătească, da, să știi? Ok. Deci am ajuns la un studiu din România. Făcut de cine? Făcut de România. Ah, bun, gata, m-am liniștit. De ce este foarte important? Fiindcă în sfârșit răspunde la întrebarea ce își doresc femeile din România. La bărbații din România, nu? Da, de la bărbați. De la bărbații din România. Deci fii atent. Este, da, de la bărbații din România, aha, normal, nu de la bărbații din străinătate. Deci fii atent. Femeile, 65% dintre femeile din mediul urban din România. Aha, bun. Deci, de la oraș. De la, da, oraș, de tipul, da. 65% își doresc ca partenerul să aibă, să fie fidel. Ah, credeam că să aibă... Să fie, nu, era să zic să aibă bani. Nu, asta, dar m-am șocat și eu am schimbat, fiindcă de fapt așa zice studiul. 65% să aibă... Să fie fidel, să aibă un partener fidel. Îți dai fidel, seama, față, okay, de... 21% dintre bărbați care consideră fidelitatea importantă. 21%, a, da, ok. Deci femeile, nu interesează, da. Bărbații sunt cu fidelitatea, merge, hai. Femeile, în schimb, 65%. Hai să vedem ce își mai doresc femeile de la bărbați. Să fie ceva și cu copii, presim. Da, să se implice în creșterea, educarea și jocul cu copiii. Îți pare normal. Cam 57% bărbatul să se implice în educarea copilului și 45% joacă. Ok. Ok. Aceștia... Normal, eu m-am jucat tot timpul cu copiii mei. Să știi că unul din 5 bărbați, în schimb, zic că ei se implică cu adevărat în creșterea și educarea copilului. Adică ei zic că, domnule, nu face parte din responsabilitatea mea. Eu trebuie asta să aduc bani în casă. Fără marci. Deci unul din 5 bărbați, 25%, consideră că este importantă asta, însă vreo 57% dintre femei zic nu e importantă. Deci bărbați, luați și notați aici ce își doresc femeile de la voi. Este un studiu făcut strict pe România. Noi, eu aș vrea să mi se confirme în studiu ăsta, uite, la 0754-222. Da, da, da. 222-999, fetelor, aveți cuvântul, puteți să spuneți ce vă doriți voi de la partenerul vostru, actual sau viitor. Sau viitor, potențial. Da. Vorbesc sau... serios, fiindcă noi avem un studiu, vrem să vedem dacă are dreptate. Uite ce mai aflăm. Ia să vedem. Mai aflăm că bărbatul român consideră că... Că, trebuie să aibă un caracter puternic. Da, 31% aibă, bărbat, dintre, da, bărbați, asta zic, da? Așa, normal. Să fie capul familiei, tot 30% dintre, da, bărbați. Aici e o formulă de la recensământ, de care mă amuză tot timpul. Acolo în formulare scrie la bărbat, cine, nu la bărbat, scrie cine e capul gospodăriei. Ai completat vreodată formula la recensământ? Capul familiei. Capul gospodăriei. Nu știam asta. Deci așa scrie, capul gospodăriei. Da, atâta i-a dus capul. Da, bun, da, corect. Inteligent. Da. Bărbații consideră că așa, deci un bărbat trebuie să aibă caracter puternic, să fie capul la familie, la să fie familia, inteligent, curajos și independent financiar. Doar 26% dintre bărbați consideră că trebuie să fie independenți financiar. Cam puțin. Da. Cam, da, puțin. Da, da. E cam mult de puțin discutat pe, da, pe, mă rog. Cum, dacă tu ești bărbat, nu-i normal unul să fii independent financiar și doi, să trebuie să ai un caracter puternic și să ai grijă de familia ta, da, dacă îți faci familie. Dacă, corect, ești singur de nebun, trăiește nene singur. Dar și uite-te, să ai grijă de copii. Doar unul din 5 bărbați consideră că trebuie să te ocupi de educația și, mă rog, joaca... Asta mi se pare iarăși o prostie. Copilul. O prostie. Da. Deci, mă rog, ăla, da, unul din 5 e ok, voi la 4... Deci vezi că nu suntem în acord cu partenerele noastre de viață, indiferent că sunt, nu știu, doar iubite sau că avem o familie, copii și așa mai departe cu ele, fiindcă, uite, 65% dintre femei își doresc un partener fidel. Deci majoritatea, asta, da, gândurilor, da, lor legate de bărbatul din dotare sunt legate de fidelitate. Deci, domnule, ce trebuie să fie? Fidel.
Restul fidel, da. Mai discutăm, mai da, discutăm, să fie fidel. Da. Bărbații, în schimb, fidelitatea, nu e importantă. Ce e atâta fidelitate? 21% parcă spune, 20%. Da, 21%. 0754222999. Fetelor, noi avem o provocare și o întrebare cât se poate de scurtă pentru voi. Da. Așa, repede, la, am zis, 0754222999, numărul nostru de WhatsApp. Voi ce vă doriți de la partenerul vostru de viață? Eu vreau să contrazicem acest studiu. Să vedem dacă are dreptate sau nu. Dacă cercetătorii români, așa, spre deosebire de cei britanici, și-au făcut treaba bine. Au dat-o aia de gard cu traficul lor și cu de la Financial Times. În București, da. Oricum, departe n-au fost. Ok, n-o fi noi locul 2 în lume, dar suntem un loc și destul de fruntaș. Și eu zic că intrăm în primele 10, ne calificăm. Așadar, fetelor, ce vă doriți de la bărbatul, de la partenerul de vostru? Viață, da? 0754222999. Să vedem, e importantă fidelitatea, e importantă, abar n-am, să curățenia, bani, să, nu, curățenia, să ducă gunoiul. Da, să ducem gunoiul. Hărnicia și pot să răspundă la provocare și bărbații, de ce nu, însă este este o întrebare deschisă pentru toată lumea. Vizăm în primul rând fetele, dar toată lumea poate să participe la întrebarea asta. Ce-ți dorești de la partenerul tău? De viață în sensul de soț, iubit, ce-o fi? Era melodia de la colegul de apartament. Da, așa, de la colegul de apartament. Bună dimineața! Dimineața pe doi! The hits. Go. Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Impulse Radio. Din nou împreună, dragii noștri, dimineața pe doi. Suntem aceiași Grig și Cernat și în mai puțin de 20 de minute o să revină și Nadine Azis aici cu știrile ultimele la ora 10. Ce-și doresc femeile de la partenerul lor? Avem un studiu oficial pe România. Fidelitatea este cea mai importantă. Dar uite, mai avem și alte aspecte. Deci femeile își mai doresc ca bărbații să-și exprime emoțiile. Aha. Vezi, 37% dintre doamne asta își doresc ca un bărbat să-și exprime emoțiile. Bărbații nu prea au emoții. Emoția lor este: mi-e foame, mi-e somn, lasă-mă în pace. Înțelegi, mă duc la bere, mă duc cu băieții, ies la fotbal, facem o FIFA în seara asta. Deci unde e emoție? La noi lucrurile sunt mult mai simple. Știi, mai așa, după sertare, cum zic eu. Fiecare cu sertare. Foarte repede și foarte scurt pentru voi, mesaje. Fetelor, întrebare: ce vă doriți voi de la bărbații? Bărbații iarăși mai consideră că este foarte important ca ei să fie capul familiei, fiindcă, na, pentru asta trebuie să demonstreze. Bună dimineața, 0754222999. Salut, băieți, Ștefan, sunt în București. Apropo de capul familiei, am auzit zilele trecute un banc. Ia. Sfântul Petru se duce la Dumnezeu supărat pentru că pe pământ bărbatul nu mai era capul familiei, da? Deci femeia conducea. Dumnezeu nu i-a venit să creadă și a zis în felul următor: Sfinte Petre, mergem pe pământ și dacă găsim vreo familie în care conduce bărbatul, dăm o mașină. Dacă găsim familie în care conduce femeia, dăm câte o găină. Se duce la prima casă în România. Întreabă bărbatul: băi, bărbate, cine conduce la tine în familie? Bărbatul, femeia. Uite, Petrele, dă-mi o găină. Se duce la a doua familie. Bărbate, cine conduce familia? Băi, femeia. Uite, Petrele, dă-mi o găină. Se duce la a treia familie, la un țigan. Țigane, cine conduce familia? Eu, Doamne, cine să conduc? Uite, băi, Petrule, aici dăm o mașină. Hai, țigane, să-ți dăm mașina. Ce culoare o vrei? Stai să o întreb pe nevastă-le. Nu știi că asta este, nu știi vorba aia: la mine eu am ultimul cuvânt în casă. Și ăla este: da, dragă. Înțelegi? Sau mai e o chestie, știi? Nevasta își ceartă bărbatul și bărbatul îi zice: ești de supat! La care bărbatul: ies când vreau eu! Bună dimineața, măi, fetelor, nu știu ce vă doriți voi am de la... Am și eu două mesaje, pot să le citesc? Uite, zice așa: studiul e făcut doar pentru fetele de la oraș și noi, cele de la țară, vrem aceleași lucruri. Normal. Salut! 60% dintre femei își doresc un partener fidel, corect. Dar oare ele își doresc să fie fidele sau doar partenerul? O emoticoană de-aia cu niște lacrimi. Mă rog. Acum știi care este chestia? Apropo de fidelitate, am o scurtă cifra zilei. Fiți atenți aici. DJ Mâneca, cifra dimineții. Ca să înțelegeți. Dimineața pe doi. Wake up!
În medie. De fapt, nu, care este cifra zilei? Este 2. 2? Da. Dar e și chiar e cifră, nu este număr, da? Da, când atât am îndădat mie la școală. Apropo de fidelitate, în momentul în care zic 2, vi s-a prit niște beculețe, fiindcă suntem la cifra dimineții. Zici 2 sau 2? Eu zic 2. Și eu zic tot 2. Ba nu, eu zic 2. Ba nu, zic 2, zic 2, zic 2. Zic eu 2, zic tu 2. Zic eu 2 și tu zici 2. Nu că tu ești cu dragele, deci fiind cu dragele tu zici 2 și bani. Eu zic cu dragii 2. Deci apropo de fidelitate, în medie mințim de cel puțin 2 ori pe zi. De bune? Da, de cel puțin 2 ori pe zi, apropo de fidelitate. Ok. Și stau să mă gândesc până la ora asta, n-am tras nicio minciună, dar de fapt eu nu mint. Știi ce fac eu? Ce? Omiți? Omit. Omiți. Dar aici vorbim nu despre minciuna prin omisiune, ci vorbim despre minciuna. Asta este cifra dimineții, în medie mințim de 2 ori pe zi. Ar fi mișto un studiu și la copii, da? Când s-o întoarce să facem un studiu de câte ori mint copilașii pe zi. Da, eu aș face un studiu de câte ori mint politicienii pe zi. Ah, nu are niciun rost ăla. Dar nu contează țara aici, nu contează țara la mint de stin. Și tot legat de cifra zilei, culmea este că doamnele își doresc fidelitate și așa mai departe, dar tot studiul ăsta zice că femeile mint de 2 ori mai mult decât bărbații. Pe bune? Vorbesc serios, da. Așa, ce cercetători? Nici nu mai contează, nu știu ce cercetători, dar sunt cu siguranță Kyrgyzstan. Cercetători britanici. Nu sunt britanici, sigur, nu. Nu mințim, dar vă facem atenți, fiindcă suntem dimineața pe 2, pe canal D2 și Radio Impuls. Avem un anunț foarte important pentru cei care ne ascultă la radio în momentul ăsta. Dacă vreți să ne și vedeți la TV, este foarte, foarte simplu, fiindcă vă spunem care sunt frecvențele, unde puteți să ne prindeți pe TV, să ne și vedeți. Da, da, e important. Iată, RCS, RDS, Digi, poziția 45 HD, Vodafone, poziția 15 HD, Orange Telecom, cablu digital, poziția 123, aceeași poziție și la Orange Telecom IPTV. Mergem pe Orange TV, Telecom DTH, DTH-ul, poziția 136. NextGen, poziția 15 HD și Ines, poziția 9 HD. Așa că, în cazul în care nu ne ați găsit și ne ascultați la radio, căutați repede ca să ne și vedeți. Că arătăm bine la radio. Da, bine, suficient de bine. Și mai bine arată Nadina Zisu, fiindcă uite cum trece timpul și ne pregătim de știri. Da. O scurtă pauză, Nadina Zisu cu știrile. Gris și cernat, rămânem în dimineața pe 2. Neața! Dimineața pe 2! This is Impulse Radio.